Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni obișnuim să facem călătorii virtuale împreună cu invitații noștri pe diferite câmpuri de misiune din lumea întreagă. Dorim să vedem cum este biserica acolo, care este stadiul în care ea se află, crește, se află în declin sau sunt zone în care Biserica lui Hristos se naște acum. În această zi avem doi invitați speciali, pe Dani și pe Perla. Ei slujesc în Turcia de multă vreme. Obișnuiesc când vorbesc despre Turcia să spun câteva lucruri. Este una dintre cele mai mari țări neevanghelizate din lume. Trăiesc în Turcia în jur de 75 de milioane de oameni și există o minoritate creștină aproape nesemnificativă. Cam 65 de mii de creștini ortodoxi, greci, armeni, asirieni și apoi o și mai mică minoritate. Nu este un pleonasm, o mică minoritate evanghelică, poate că 3.500-4.000 de credincioși. Asta înseamnă că dacă am raportat această cifră la Cluj, ar însemna vreo 15-20 de credincioși în tot Clujul. Cam asta este situația în Turcia. Sunteți în Turcia de vreo 6-7 ani. Cum evaluați voi dezvoltarea bisericii? Crește numeric, crește spiritual? Cam în ce fază este Biserica lui Hristos în Turcia? Menționați mai devreme ceva cifre vis-a-vis de Biserica Evanghelică. Și dacă mă gândesc bine, în ultimii ani eu aș spune că cifrele probabil s-au schimbat puțin. Din datele pe care le am eu, sunt în jur de 5.000, aș spune, unii. Asta mă bucură să aud. Și ca și biserici, dar aici când vorbim de biserici, trebuie să menționăm că o biserică în medie are probabil 15-20 de membri, dar a crescut în ultimii ani, poate în ultimii 10 ani, de la 40-50 de biserici, a crescut la 120, în toată ceea ce Turcia. Este încurajator, da, vorbim de toată Turcia. Și, din nou, mă repet, nu trebuie să ne imaginăm acele biserici din România de sute de membri, unele de mii, ci grupuri care se adună în casă, într-un apartament, însă cu consecvență și chiar dacă nu sunt mature cum ne-am dorit noi, se dezvoltă. Veștile sunt bune. Da. Dacă trebuie să-mi refac și eu datele, peste 5.000 de credincioși evanghelici, în jur de 120 de grupuri de credincioși. Da. Înseamnă că voi sunteți optimiști, da, cu privire la Biserica Domnului. Când citim în Noul Testament, mai ales epistolele Apostolului Pavel, care sunt scrieri adresate unor biserici în formare, vedem că aceste biserici din Noul Testament se confruntă cu tot felul de probleme. Sunt problemele începuturilor, a nașterii, probleme de imoralitate, diviziune între lideri și membri, neînțelegerea clară a unor doctrine. Vă confruntați și voi cu astfel de probleme acum când biserica din Turcia se naște și care sunt cele mai comune? Vreau să împărtășiți aceste lucruri pentru că noi în România am dorit să ne rugăm pentru biserica din Turcia. Nici o biserică nu este perfectă, mai ales la începuturi. Ele se confruntă cu multe probleme și vrem să ne rugăm specific pentru biserica din Turcia să crească bine și sănătos. Da, eu cred că orice, în orice loc unde Evanghelia este proclamată și ea fiind o biserică, se confruntă cu, în general, aceleași probleme care le găsim și în biserica primară, deoarece trebuie să se despartă elementele culturale păgâne sau care nu sunt în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu.
și să se alinieze la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreți să vă dau un exemplu, aveam o tânără care s-a întors la Domnul și avea darul de a cânta, chiar și la chitară, și ne ajuta în închinarea noastră în biserică. Și după o sărbătoare, după anul nou, discutând cu soția mea, se lăuda ce a făcut ea de anul nou. Că a fost toată noaptea în bar, de fapt era un fel de karaoke și a băut și așa mai departe. Atunci a început o altă etapă de studiu cu ea și de a explica ceea ce înseamnă să-L urmezi pe Hristos din toată inima și să, care sunt valorile creștine. Se întâmplă astfel de lucruri, Perla, deoarece ei nu sunt învățați, cei care se întorc la Domnul, nu sunt învățați, nu sunt ucenicizați ca să înțeleagă ce înseamnă să fii cu adevărat creștin, sau le este greu să accepte tot pachetul acesta al doctrinei creștine? Eu cred că se pune accent și pe ucenicizare, cel puțin în ultimul timp scopul bisericii este ucenicizarea, dar cred că este mai greu pentru un musulman ca și pentru cineva crescut într-o cultură influențată de creștinism. Un om crescut în islam, într-o cultură influențată de islam, nu are noțiunea păcatului. La el totul se rezumă la a se afla sau a nu se afla ce fac. E vorba de rușine și de onoare. Și dacă nu fac ceva ce poate să pară rușinos și în ochii celorlalți, atunci mă simt confortabil. Și atunci când noi începem să-i ucinecizăm, vedem cum sunt surprinși că, de fapt, credința are de a face cu stilul de viață. Și nu este ușor ca să schimbi obiceiuri cu care te-ai obișnuit, cu care ai crescut și care poate și îți plac, îți produc anumite plăceri. Este un proces și este un proces destul de greu pentru unii dintre ei și aici avem nevoie mare de intervenția Duhului Sfânt în viața lor, rugăciune și susținere. Și aveți nevoie de răbdare. Și răbdare, îndelungă răbdare. Pe acești oameni. Da, și să credem. Să credem că Dumnezeu va lucra în timp și va schimba viețile lor. Și să nu-i abandonați. Da. Chiar în astfel de situații. Aș spune că mai este un factor care îngreunează situația aceasta. Multitudinea de agenții și de confesiuni și de organizații care vin să evangelizeze această națiune. Și și-au trimis misionari acolo. Da, și fiecare este cu bagajul lor și cu doctrina lor la urma urmei și atunci cumva în anumite domenii noi convertiți iau parte de aici, parte de acolo, din fiecare loc, ceea ce li se pare lor că este bun și unde lucrurile nu sunt într-un numitor comun, e foarte greu să schimbi concepția lor. Voi veniți dintr-o biserică oarecum cu tradiție. Dacă vorbim de Biserica Penticostală, are 90 de ani de istorie, celelalte biserici evanghelice chiar mai mult. Încercați să îi ajutați pe liderii turci de acolo, pornind de la experiența voastră de aici, de la înțelegerea creștinismului, să îi ajutați ca la rândul lor să facă schimbări, să echipeze, să ucenicizeze credincioșii noi convertiți altfel, să fie mai aproape de principiile Scripturii. Cât reușiți în asta? Nu știu cât să spun că reușim, dar ne străduim. În primul rând căutăm să fim noi un model și un exemplu prin viața pe care o trăim, atât viața de familie, cât și viața în biserică și în afara bisericii, în societate.
Apoi, prin întâlnirile pe care le avem cu liderii, ne spunem punctul nostru de vedere, ne spunem crezul nostru, și ceea ce am observat de-a lungul anilor este că de multe ori este pus sub semnul întrebării punctul nostru de vedere, uneori chiar se dau telefoane și se întreabă de către alți păstori din Turcia cu privire la anumite aspecte. Și văd că nu se ia nicio hotărâre în privința sau în lucrurile despre care discutăm la momentul respectiv. Trece timpul și cumva se reia ideea ca și când se reia problema respectivă ca și când ar veni din partea liderului local. Și atunci am zis, ok, eu trebuie să continui să spun ceea ce am de spus și oamenii la momentul potrivit vor fi convinși că este bine așa cum este. Și dacă vreți vă dau un exemplu, discutând la început, discutând despre modul în care vrem să fie biserica pe care am plantat-o, discutam la un moment dat despre cina Domnului. Și eu am spus, eu cred că este bine ca cei care se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului să fie membri în biserică, și eu înțeleg prin membri în biserică, membri în biserică locală, care au fost botezați, dar, cum bine știm, sunt multe alte biserici care nu fac, care nu au această formă, și odată ce omul a declarat cu gura lui că l-a primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în inima lui, imediat este acceptat la cina Domnului. Și a trecut ceva timp până când și ceilalți colegi de liderii turci au realizat că sunt mulți care vin, îl acceptă pe Hristos cu gura și vin, se împărtășesc și a doua duminică nu-i mai vezi și nu-i mai vezi la ochi după aia. Și atunci cumva le era și jenă să reia discuția în prezența mea, și când am fost odată plecat în România, la cina Domnului a explicat exact ce explicam eu în întâlnirea de echipă, a explicat bisericii, și de atunci întâlnirea se, cina Domnului se ia așa cum voi ați propus și cum o iau bisericile din România. Da, acesta este un aspect. Un aspect și un exemplu. Da. Crezi că biserica primește mai bine de la un turc, de la un autohton, și poate să fie și ăsta un motiv pentru care liderul bisericii în care voi slujiți a venit el mai târziu cu ideea? Da, eu cred că este mai bine. Dacă vorbim în mod special despre turci, ei sunt oameni foarte naționaliști, foarte mândri de identitatea lor de turc, și din start străinul este privit ca și greșit, nu diferit, ci greșit. Și trebuie să treacă foarte mult timp ca ei să te cunoască, să vadă că de fapt ai ceva de oferit. Dar atunci când un turc stă în fața lor și le spune anumite lucruri, se asimilează altfel. Deci este mai bine ca aceste schimbări pe care le propuneți să treacă printr-un canal turcesc. Da. Sunt mai bine primite. De aceea și chiar înainte de a începe practic biserica, am hotărât ca în echipa care va planta biserica să fie turcul, să fie familia de turci, cel care este liderul, care iese în fața oamenilor și vorbiți-ne mai mult despre această biserică. Ultima dată când v-am avut pe voi la această emisiune, biserica era mai mult în stadiu de grupuri celule. Dorința voastră era să multiplicați aceste grupuri celulă și apoi după aceea să vă adunați împreună cu toate aceste grupuri într-un spațiu, într-un loc. În ce stadiu este acum biserica?
s-au convertit mulți oameni în ultimul timp la Hristos, este în creștere, vorbesc și de biserica locală în care slujiți. Cum se numește ea? Biserica se numește Yasham Aile Kilisesi, tradus Biserica Familia Vieții sau Familiile Vieții, pentru că Turcia sau cultura musulmană se axează foarte mult pe familie și când văd activități sau întâlniri de familie, ei sunt mai deschiși și consideră că e un loc mai sigur să vină. Da, în urmă cu 3 ani, Dumnezeu ne-a ajutat să deschidem câteva grupuri de casă și eram în căutarea unui local într-o zonă pe care ne-a numit o zona țintă. Și Dumnezeu ne-a ajutat să găsim o clădire pe care am închiriat-o, nu fără probleme, am întâmpinat unele probleme, în sensul că imediat după ce am închiriat-o am început renovările clădirii și au venit cei de la primărie și împreună cu jandarmii și au sigilat clădirea într-un mod abuziv. După 3 săptămâni de insistențe și de căutări nu am reușit să îi găsim, să stăm de vorbă cu autoritățile și atunci am hotărât să intrăm și să rupem sigiliul. Imediat după aceea au venit și ne-au spus că am făcut un lucru ilegal, vom face pușcărie, însă ei nu aveau nicio dovadă scrisă cu vreun motiv pentru care ne-au închis și le-am spus: dacă veniți să ne spuneți motivul pentru care ați făcut acest lucru într-un mod oficial, vom pleca. Dacă nu, lăsați-ne că avem de lucru. În momentul acela, negrii de supărare au plecat și au spus că venim după câteva ore cu un document scris, însă nu au mai venit și au trecut de atunci câțiva ani. Și dăm slavă Domnului pentru aceasta. Ei au încercat să ne intimideze. Asta este unul din lucrurile cele mai frecvente atunci când o biserică ia ființă, să intimideze, să caute pe orice cale să împiedice dezvoltarea bisericii. De atunci continuăm și ne întâlnim în acea clădire pe lângă întâlnirile în grupele de casă și am avut botez în fiecare an. Cred că am avut, n-am numărat acum, dar în jur de 20 de persoane care au fost botezate. Ultimul botez a fost acum luna trecută, în care s-au botezat 6 persoane. Ne bucurăm să auzim lucrurile astea. Și Dumnezeu lucrează. Avem, în biserică avem grupuri de ucenicizare și căutăm dintre ei oameni care să fie potențial lideri și sunt 2 sau 3, aș spune, potențial lideri care credem noi că în viitorul apropiat vor putea să preia, aș zice, un grup sau 2 grupuri de casă care se dezvolte în biserică în alte cartiere. Aminteai de problemele pe care le-ați avut ca să închiriați un spațiu să-l folosiți pentru întâlnirile publice de duminica. Duminica vă întâlniți? Da. Duminica vă întâlniți. Da. Dar vă întâlniți și în timpul săptămânii. Da, ne întâlnim duminica, însă clădirea e deschisă cam 5 zile pe săptămână și fiindcă avem un afiș la intrarea în clădire și avem broșuri pe care le împărțim oamenilor pe stradă, informații că s-a deschis o nouă biserică, ce poate face biserica, acolo este la dispoziție prin rugăciune, prin consiliere, filmul Iisus și sunt invitați să vadă clădirea și să stea la un ceai. Sunt mulți oameni care vin zilnic doar să vadă biserica ce s-a deschis în cartierul lor, pentru că acolo nu a fost niciodată o biserică în acea zonă a Istanbulului. Și acolo sunt serviți cu un ceai, deoarece oriunde mergi în Turcia ești servit cu ceai
și stai la discuție și le prezinți Evanghelia oamenilor. Ajungeți și să vă rugați cu acești oameni, mulți dintre ei revin la întâlnirile de duminică? Da, de cele mai multe ori cei care vin în timpul săptămânii ne rugăm cu ei pentru că ei sunt foarte deschiși să primească o rugăciune și de multe ori în timpul rugăciunii ei simt prezența lui Dumnezeu și atunci îi determină să vină și duminica la întâlnire. Una dintre provocările pe care biserica le are în acest proces al nașterii, formării ei, este de a-i învăța pe noi convertiți și a-i face să înțeleagă ce înseamnă creștinismul, de a avea răbdare cu ei în acest parcurs al devenirii lor spre a semăna cu Hristos. Dar aminteați că o altă problemă este cea legată de presiunea care vine din partea autorităților. În ultimii 10 ani, Turcia este condusă de un partid care are un premier islamic, Erdogan. Aș vrea să vă întreb, în acești ultimi ani, cum s-a schimbat gradul de libertate al credincioșilor? Este mai multă libertate, este mai puțină libertate ca înainte ca Turcia să fie condusă de acest partid? Ce poate și ce nu poate face un credincios în Turcia? Ce poate, ce nu poate face o biserică așa mică cum este ea, în comparație, sigur, cu bisericile din România? Aș spune că oficial nu s-au schimbat nici în bine, nici în rău lucrurile, dar cumva neoficial se pare că se trag tot felul de pârghii prin care sunt împiedicate bisericile să se dezvolte. Prin diferite motive, anumiți lucrători care sunt de zeci de ani acolo, nu mai primesc viza, de exemplu. Ei sunt conștienți că odată ce relația bisericii cu biserica din exterior slăbește și biserica. Apoi, orice activitate pe care vrei să o faci în afara ușilor bisericii, trebuie să o declari și să primești o aprobare și cumva ești supravegheat de autorități, ceea ce e un lucru bun, dar pe de altă parte dă oarecare notă de disconfort. Ce activități, de exemplu, faceți în afara spațiului închiriat, în afara clădirii? Evanghelizare de stradă. Este posibilă evanghelizarea de stradă? Da, în ce fel? Sunt două, în general, două moduri prin care facem. Când facem anumite broșuri prin care mergem și intrăm în contact cu oamenii și cei care sunt deschiși, intrăm în discuție și le prezentăm Evanghelia și îi chiar invităm să ne rugăm pentru ei pe stradă. Mai sunt alte evenimente prin care ieșim în parc, fie cu sketchboard, numim noi această metodă, atragem oamenii printr-o pictură care are un anumit înțeles și pe urmă tâlcuim acea pictură care prezintă Evanghelia. Și oamenii sunt interesați să vadă ce înseamnă acea pictură. Și pe urmă toată această activitate durează cam 5 minute, pe urmă cam 5 minute durează explicarea picturii. Și după aceea urmează efectiv intrarea în conversație cu cei care sunt interesați. Care rămân. Da. Însă se face lucrul acesta în 3-4 locuri pe zi, când ieșim în felul acesta organizați, dar la a treia întâlnire, al patrulea loc, deja vine poliția, deoarece au fost reclamații. Iar arătăm că totul este legal, dar pentru a păstra liniștea publică, ne sfătuiesc să plecăm.
Și ce faceți? Până săptămâna viitoare. Eu cred că trebuie să ne așteptăm la mai multă presiune, la mai multă intimidare pe, în timp ce biserica crește. Pentru că în timp ce biserica crește, devine mai vizibilă. Și oamenii sunt mai ofensați și încearcă să intimideze mai mult pe cei care renunță la islam. De exemplu, prietena mea cu care lucrez acolo a fost molestată în coafor, s-a dus să se tundă, doar pentru că a spus acolo în coafor că, uite, noi am deschis o biserică, aici nu e departe, haideți să bem un ceai acolo. Ea credea că are o relație destul de bună cu personalul de acolo pentru că a fost pentru mai multe ori. Și i-a povestit din viața ei că a fost 3 ani în studii în America și acum vine, s-a întors în Turcia și așa, și a fost foarte molestată pe faptul că cum tu ieși cu străinii, te-ai dus în străinătate, ai studiat acolo, ai prieteni străini, vii acasă, vrei să-ți mai impui și aici drepturile, că ne inviți așa, că ați deschis biserică, ce vreți voi să faceți aici la noi în țară? Și pur și simplu a fost alungată afară din coafor și a venit plângând pentru că nu s-a așteptat. Noi uneori credem că facem relații și vrem să intrăm mai mult cu Evanghelia și așa, dar uneori și intimidarea vine pe măsură și reacțiile oamenilor. Nu întotdeauna este așa cum ne așteptăm. Voi veniți dintr-o biserică, biserica din România, care în urmă cu ani de zile a experimentat o formă de prigoană, de persecuție. Voi știți că pentru a fi credincios trebuie să plătești un preț. Puteți să-i ajutați pe turci să înțeleagă acest adevăr. Dacă vor să-L urmeze pe Hristos, vor trebui și ei să plătească un preț. Sunt gata ei să plătească sau le este greu? Eu cred că este foarte important să le povestim experiența. Eu nu am trăit acele vremuri de persecuție pentru că l-am primit pe Domnul Iisus după Revoluție în libertate, însă am plătit totuși un preț pentru că a trebuit să părăsesc locul de muncă, am fost dat afară pentru că nu am mai vrut să fac compromisuri, am rămas fără salar, mergeam iarna 8-10 km pe jos de acasă până la biserică pe Ger și am plătit într-o altă formă și întotdeauna vin cu mărturia mea. Pentru că de foarte multe ori se plâng și ei, păi nu am venit că nu am avut bani de autobuz sau că, uite, tata mi-a zis asta sau mama mi-a zis asta. Dar lucrurile astea le-am trăit și eu în familie. Și atunci vin cu mărturia mea și încurajez și de multe ori le povestesc și faptul că nu sunt de plăcere în țara lor. Nu mi-am ales pentru mine personal, pentru că am o zonă de confort mai mare acolo sau o duc mai bine din punct de vedere financiar, ci pur și simplu pentru că Dumnezeu iubește și mi-a vorbit să vin acolo ca să le vorbesc despre El, eu plătesc un preț. Și oamenii rămân impresionați și văd că schimbă atitudinea în multe circunstanțe. Deci mărturia personală da. Joacă un rol important atunci când încerci să-i crești și să-i ții aproape de Hristos. Știți, o teorie oricând poate să fie combătută cu altă teorie, dar atunci când vorbești din viața ta, ceea ce tu ai trăit, nimeni nu poate să combată și să vină cu altceva. Ai mai vrut să dau ceva? Asta vreau să spun că în general, în primele discuții care le am cu noile contacte pe care le fac, caut să le prezint mărturii din viața mea, ce a făcut Iisus în viața mea, deoarece ei sunt foarte doritori să se laude cu credința lor, cu religia lor. De fapt, nu vorbesc de credință, ei vorbesc de religie. Și atunci eu caut momentul în care să le spun ce a făcut Iisus în viața mea. Și ei aici cad într-o capcană fără să-și dea seama. Pentru că eu vorbind de lucruri care le-a făcut în viața mea Iisus, vor și ei să se laude cu ce a făcut profetul lor în viața lor. Și își dau seama că nu au ce să spună. Și atunci ei realizează că eu vorbesc de ceva real. Ei vorbesc de ceva teoretic. Autentică. Da. Da, ei vorbesc de religie, eu vorbesc de
credință, de lucruri trăite, da. Și asta îi face mai curioși. Ați jucat un rol foarte important în plantarea acestei biserici împreună cu actualul păstor turc. Da. În ce constă slujirea voastră în această biserică? Ce faceți? Da. În ce vă implicați? Suntem parte din echipa de conducere, întâlnirile pe care le avem și direcția pe care o dăm bisericii. Apoi, în studii biblice pe care le mai avem cu, vorbeam de grupul de ucenicizare pe care îl avem. Sunt diferite două grupuri, aș spune eu, care sunt în două etape de ucenicizare. Perla are, se ocupă de întâlnire cu femeile și o să-i dau voie să spună despre asta pe urmă. Apoi, vorbeam de faptul că biserica e deschisă în fiecare zi și acolo sunt oameni care vin pentru a cunoaște mai mult despre sau a cunoaște despre biserică. Avem întâlniri de rugăciune, întâlniri în care oamenii vin pentru că au nevoie de consiliere. Și acestea le faceți la biserică, da, la biserică. Clădirea, apoi avem întâlnirile din grupele de casă. Noi vorbeam că la început ne-am întâlnit doar în case și ideea și dorința noastră este ca biserica să se dezvolte și pe grupe de case. De ce țineți atât de mult la grupele de case? Ce se poate întâmpla acolo mai mult, în plus, decât la întâlnirile comune de duminică? Noi credem că în grupele de case e un cadru mai intim și e o metodă bună prin care mai mulți oameni s-aud de Evanghelia. Unii nu vor să vină la biserică și atunci în case, ei vin în casă la vecinul lor, la ruda lor și acolo pot să cunoască, să ia contact prima dată cu ceea ce înseamnă creștinismul. În prima fază, când vorbeam la emisiunea trecută, ne întâlneam în grupe de casă la noi în casă și la alții lucrători, la alți misionari. Acum s-a schimbat locul grupelor de casă este în casele turcilor. Și ne întâlnim, grupul de care ne ocupăm noi este în casă la Hakan, un frate care are o mărturie puternică, Dumnezeu l-a întors la el în urma unei descoperiri dumnezeiești în care Iisus i s-a descoperit și este un om dedicat și pentru că s-a întors la Domnul și familia lui, atunci este mai ușor să-și deschidă casa, deoarece unul din obstacolele pentru care nu sunt mai mulți care își deschid casele este pentru că nu este întreaga familie întoarsă la Domnul și atunci unii din familie nu sunt de acord. Însă noi mizăm pe faptul că odată ce se vor deschide mai mulți turci pentru a avea întâlniri în casele lor, biserica va crește mai mult. Ai amintit de acest frate Hakan și de faptul că el s-a întors la Hristos într-un mod miraculos. Și repet ceea ce am spus de multe ori, că aproximativ 90% dintre musulmani se întorc la Hristos în urma unei minuni, unei vindecări, a unui vis, a unei eliberări. Ați avut, aveți în mijlocul grupului de credincioși cu care vă întâlniți oameni care au avut experiențe deosebite cu Dumnezeu și care s-au întors datorită acestor minuni supranaturale? Aș vrea să împărtășiți experiența lui Hakan sau alta, dacă aveți pe inimă un astfel de exemplu. Da, așa cum spuneți, majoritatea musulmanilor se întorc printr-o revelație cristică și la noi în biserică. Majoritatea au avut o experiență divină înainte de a intra în contact cu noi. Și Hakan este un frate care a fost un lider foarte dedicat, radical, comunist. Și el,
într-adevăr, a avut o experiență care ne-a uimit atunci când am auzit. El a avut un vis într-o noapte în care s-a văzut într-un loc foarte întunecos, înconjurat de creaturi ciudate. Și era cuprins de teamă. Și atunci a apărut Domnul Iisus cu un corbaci în mână, cu un bici, și a lovit odată și toate creaturile au dispărut. Și când s-a trezit a fost foarte șocat de visul respectiv. Următoarea noapte s-a repetat visul și după aceea a văzut într-un ziar o informație despre cum poți să obții un nou testament. Și el a scris la adresa respectivă, a primit Noul Testament și a căutat o biserică în cea mai apropiată zonă, însă când a ajuns la biserică s-a simțit foarte ciudat, a zis: ce caut eu aici, plec și niciodată n-o să mai vin. Dar plecând acasă, bineînțeles că prezența lui Dumnezeu l-a urmărit și în noaptea respectivă, la ora 12, când s-a culcat, a încuiat ușa dormitorului și s-a întins pe pat. La un moment dat a auzit că se deschide ușa, s-a întors și a văzut că intră Domnul Iisus. Domnul Iisus s-a așezat pe patul lui, fără să spună nimic. După aceea s-a ridicat, a luat Noul Testament din biblioteca lui Hakan, s-a așezat la loc și a început să citească Evangheliile, începând de la Matei și până la Ioan 4, de la ora 12 până dimineața la ora 5. După aceea a închis Noul Testament, l-a pus înapoi în bibliotecă și a dispărut. Atunci el a realizat ce s-a întâmplat. Până atunci totul a fost normal, ca și cum cineva o pace, domnea în cameră, a ascultat. În momentul acela a realizat ce s-a întâmplat, a început să tremure, a alergat în camera alăturată unde dormea mama lui și a început să țipe: l-am văzut pe Iisus, l-am văzut pe Iisus. Însă în noaptea aceea el a fost schimbat. S-a produs acea schimbare a minții, acea metanoia care l-a făcut un om nou și a dorit din toată inima să renunțe la comunism, la toată ideologia lui și să caute să-L găsească cu adevărat pe Hristos. Și după aceea tata, mama, un frate, o soră și doi nepoți. Deci Dumnezeu a atins familia lărgită și el este acum unul dintre liderii acestei biserici în care slujiți. Da. Și sunt frecvente visele, viziunile, minunile care sunt în biserică. Vedem de multe ori cum ne rugăm și Dumnezeu îi vindecă pe oameni. Uneori eu rămân uimit. Am fost odată recent la o evangelizare de stradă și înainte de cu o duminică înainte, câțiva tineri au ieșit în față în biserică și au spus că ei vor să învețe, să fie pregătiți, să poată să predice, să poată să vestească Evanghelia. Și ne-am bucurat, ne-am rugat pentru ei și am ieșit cu ei pe stradă. Și Denis, un tânăr care doar acum s-a botezat, el încă nu era botezat când a ieșit cu noi pe stradă, ieșise prima dată și îi spun: Denis, tu știi ce să faci? Tu să strigi. Cine are nevoie de rugăciune să vină la noi, oferim rugăciune fără bani. Eram într-o margine așa și oamenii treceau pe acolo și s-au oprit în fața noastră și s-au făcut efectiv. Erau 5-6 oameni la rând, așteptau să ne rugăm pentru ei. Și o femeie mi-a spus să mă rog pentru ea, pentru că o doare capul. M-am rugat și am întrebat-o, zic: cum, simți ceva? În urma rugăciunii și a spus: nu mai doare capul. Și ești sigură că nu te mai doare sau îmi spui pentru că te-am întrebat? Și așa trebuie să răspunzi. Zice: nu mai doare. Și atunci ceilalți care stăteau la rând au fost uimiți, cum am fost și eu și femeia, și ceilalți au spus: mă doare, nici nu mai știu ce mi-a spus, genunchiul, cred că cineva. Spatele. Dumnezeu a vindecat-o de dureri de genunchi, altă femeie de dureri de spate. Și așa am văzut în câteva minute 4 persoane care au fost vindecate instantaneu de anumite dureri și anumite boli. Și
Eu cred că asta a fost doar faptul că Dumnezeu a ales să-și arate dragostea și să-și arate cine este El acestor oameni. Deci cumva voi experimentați Marcu 15 atunci când mergi, când ieși, când duci Evanghelia în mijlocul oamenilor care au nevoie de ea, atunci Dumnezeu însoțește predicarea, vestirea Evangheliei cu semne și cu minuni. Da. Sunt turcii doritori ca cineva să se roage pentru ei? Este ușor? Din ceea ce îmi spuneți voi, pare a fi ușor. Dacă noi am ieșit acum în Cluj și am strigat cine are nevoie de rugăciune să vină, nu știu dacă am găsit 5-6 oameni. Nu am spus tot contextul, pentru că a fost o anumită zi în care ei consideră că este ziua Sfintei Irina și a fost o zi în care ei caută cumva rezolvarea problemei. Deci folosind momente mai speciale. Da, a fost o zi specială pentru ei și atunci am folosit acest moment. Da, dar în mod general cred că sunt mult mai deschiși față de rugăciune decât, să spun, românii sau europenii. Oricând întâlnești un om bolnav și spui că vrei să te rogi ca el să fie vindecat, acceptă. Noi recent am avut un caz, pentru că am ceva probleme de sănătate și ne-am întâlnit cu cineva la spital care făcuse o formă de epilepsie, era internat la neurologie, o cunoștință și am zis hai să ne rugăm pentru tine, că Domnul te poate vindeca și se uita și a zis Dani, dar vrei să mă rog pentru tine? A zis, păi cum simți tu? M-am rugat pentru el, oamenii parcă se simt rușinați să spună da, vreau să te rogi pentru mine. Dar asta aici în România. Dar acolo oamenii și întotdeauna când îi chem pe oameni la biserică, spunem haideți că ne rugăm pentru voi, dacă aveți probleme, dacă sunteți bolnavi, ei vin. Și Dumnezeu îi vindecă. Deci ei cred mai mult în puterea rugăciunii decât cred chiar credincioșii de aici, din România. Probabil că da. Organizăm... mai copii în credința pe care o au puțină, dar atunci când organizăm evenimente de evangelizare, întotdeauna specificăm că ne rugăm și pentru bolnavi. Și atunci oamenii vin. Și cu adevărat Dumnezeu vindecă oameni bolnavi de ani de zile. Dumnezeu se atinge de ei și îi vindecă. Și întotdeauna le dăm la sfârșit un cadou care conține Noul Testament și filmul Iisus. Și ne bucurăm să auzim împărtășite aceste minuni pe care le face Dumnezeu acolo. Dar vreau să vă întreb, foarte sincer, în această perioadă de slujire au fost și momente în care ați fost dezamăgiți, apăsați, în care v-ați întrebat dacă sunteți cu adevărat chemați de Domnul acolo, ați fost gata să plecați? Și dacă ați rămas, care a fost acel resort care v-a determinat să rămâneți și să continuați slujirea? Au fost multe momente. Apreciez sinceritatea. Acum trecea prin minte unul. N-am să intru în detalii, dar am avut un eveniment de evangelizare cu ocazia unei sărbători creștine și am organizat, am lucrat la organizarea lui și datorită diferențelor culturale și înțelegerii asupra cum se fac anumite lucruri, am fost foarte, foarte, foarte frustrați, atât de frustrați încât nu ne-am putut bucura de sărbătoarea respectivă. Ne-am fi dorit să plecăm oriunde, să plecăm acasă, să nu fim acolo. Dar în ciuda acestor lucruri, Dumnezeu a lucrat. Au fost peste 70 de oameni, din care în jur de 20, poate 30 de oameni noi, care au venit pentru prima dată la adunare. Și au fost în jur de 10 oameni care au ieșit în față și au zis, da, vreau să-L urmez pe Hristos. Și oameni care au continuat să vină la biserică. Dar ce a fost în inima și în sufletul meu în acele momente și ale Perlei, numai noi știm, însă am zis, da, s-a meritat. Când am văzut rezultatele a ceea ce a fost. Apoi, aceste probleme apar datorită diferențelor culturale. Voi sunteți siguri că ați avut dreptate în
în povestea asta sau era ceva românesc? Ați vrut să faceți așa cum ați înțeles voi că se face în România și turcii au zis nu, facem așa cum facem noi în Turcia. Cum e, noi încă suntem români, acum nu știu ce să spun. Dacă... Da. E vorba de punctualitate. Da, deci nu neapărat forma evenimentului strict cultural, dar știți că musulmanii sunt foarte mult orientați pe eveniment, nu pe timp. Pentru noi contează și timpul și lucrurile să fie, să prevenim lucrurile și să le organizăm și să le facem pas cu pas. Ei sunt mai orientați pe eveniment, nu contează așa de mult ordinea, când, cum sunt făcute lucrurile. Și asta a fost doar un exemplu, dar eu, din punctul meu, ca și femeie, cred că femeile sunt mult mai emoționale, depindem de mai multă protecție, siguranță ca bărbații și cred că avem mai multe momente în care suntem descurajați sau ni se pare mult prea greu ca să mergem mai departe, dar cred că aici contează foarte mult chemarea. Convingerea de chemarea care Dumnezeu ți-a făcut-o și eu mi-aduc aminte în primii ani, pentru că primii ani au fost cei mai grei și sunt cei mai greu întotdeauna când ajungi pe câmpul de misiune, până lucrurile încep să se contureze, să vezi că se naște ceva, că se va naște ceva, pentru că munca depusă este enormă. Și am avut așa un moment în care am zis, Doamne, cred că am făcut cea mai mare greșeală, că m-am măritat, că m-am căsătorit cu un om care vrea să facă misiune, că am decis să fiu misionară, că mi-am părăsit casa. Eram terminată, eram în dormitor întinsă pe pat. Dar atunci am avut o experiență divină în care am văzut pe Domnul Iisus intrând în camera mea, s-a așezat pe pat și a avut o cheie mare, așa strălucitoare ca de aur și mi-a închis gura și a zis, sper la niciodată să nu te îndoiește chemarea care ți-am făcut-o, ești aici pentru că eu te-am chemat și de atunci nu mai îndrăznesc să mă gândesc că am greșit și vreau să cred că am fost și sunt în locul potrivit, în timpul potrivit, ales de Dumnezeu. Chiar dacă este greu, oamenii sunt altfel, sunt dificili, trebuie să ai îndelungă răbdare în acest proces al formării și modelării lor. Chemarea este până la urmă ceea ce te ține pe câmpul de misiune. Noi vrem ca lucrurile să se întâmple repede, să facem, să realizăm, orientați pe activitate și să mergem mai departe. Dar cred că pentru Dumnezeu contează mai mult credincioșia noastră, dedicarea noastră și să așteptăm să umblăm în timpul Lui și în momentul Lui. Mai sunt multe lucruri, dar mi-a vine în minte un moment foarte frustrant când după poate un an de zile în care am investit într-un tânăr, cineva. Da. Mă sună și îmi spune, Dani, uită că m-ai cunoscut și de atunci să nu-l mai văd. Nu mai răspunde la telefon, un om care n-am crezut niciodată că o să facă acest lucru. Fără explicații sau au dat explicații? Au fost niște explicații. Eu aș spune că sunt și presiuni pentru că tatăl lui a spus că îl dă afară din casă dacă se întoarce la Domnul, el s-a întors la Domnul. Prietenii lui l-au părăsit de la locul de muncă, presiuni, pentru că tatăl lui avea influență la locul lui de muncă. A fost dat afară de la locul de muncă pentru că era foarte supărat. Un prieten de-a lui l-a chemat în Izmir la un concert rock și vine să-mi ceară 1200 de lire să meargă la un concert ca să se distreze, să uite. Și bineînțeles că i-am explicat ceea ce înseamnă lucrul ăsta și consecințele care pot apărea și așa. Ți-a ștea bani dacă n-ai avea pâine sau așa, dar pentru asta nu te supăra, nu ți dau. Și m-a sunat și de atunci n-a mai fost. Dar un alt tânăr care m-a întristat tot în felul acesta, în care tot așa am investit luni de zile cu studii biblice, cu întâlniri și așa,
tot din cauza unor lucruri minore, aș spune eu, trebuia să-l sun într-o zi și nu l-am sunat. Mă sună el și îmi spune: Dani, ne-am cunoscut, a fost foarte bine, dar eu nu mai vreau să fiu creștin. Și a durat asta câteva luni. În timp în care m-am rugat, timp în care am așteptat și am sperat că se va întoarce. Și acum a fost unul dintre persoanele care s-au botezat. A fost persoana care a ieșit cu mine pe stradă să strige, să vină oameni la rugăciune. Și după acel eveniment mi-a spus că nu mai vrea să cunoască creștinismul. Și acum totuși Dumnezeu a lucrat în viața lui și a dat seama. Sunt momente dificile, momente în care vezi că ai pierdut oameni dragi. Dar Dumnezeu îi întoarce. Amin. În ciuda dificultăților și a problemelor, a greutăților, iată, peste câteva zile vă întoarceți în Turcia din nou. Intrați în al șaptelea an. Care sunt planurile de viitor? Pentru că aș dori să le împărtășiți cu noi, cu telespectatorii. Am dorit să ne rugăm pentru voi. Care sunt planurile de viitor și motivele pentru care Biserica din România să vă susțină în rugăciune? Da. Noi am spus că mergem în Turcia să facem evangelizare și plantare de biserici. Am vorbit mai devreme de faptul că Dumnezeu a lucrat și este o biserică plantată de noi împreună cu echipa cu care am început lucrarea. Și în ultima vreme ne-am gândit tot mai mult la ca Dumnezeu să ne vorbească asupra momentului în care noi să pășim un pas în spate din această lucrare, din această biserică, și să lăsăm echipa și noi ucenici care deja sunt într-o anumită fază de dezvoltare să conducă această lucrare și noi să mergem să începem o altă biserică. Pe viitor aș spune că acesta este planul nostru, să ne retragem din această biserică și să o lăsăm să se dezvolte așa cum Dumnezeu îi va călăuzi pe acești lideri care sunt turci, să conducă biserica și să o dezvolte pe măsură ce Dumnezeu lucrează și în viața lor și îi dezvoltă. Și noi să mergem să începem altceva într-un loc tot așa cu mare nevoie de la zero și să vedem cum lucrurile se dezvoltă. Daniel și Perla, timpul a trecut atât de repede. Eu vreau să vă mulțumesc că ați fost cu noi în cadrul acestei emisiuni și promitem că ne vom ruga pentru voi și că vă vom susține ca să puteți continua lucrarea în această țară care are atâta nevoie de Evanghelie de Hristos. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost cu noi, ne-ați urmărit și vă invităm cu multă dragoste și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Nu uitați să ne scrieți, să ne telefonați, să fiți în contact cu noi și vă rog să accesați datele de contact pe care le aveți la sfârșitul emisiunii. Și nu uitați, vestea bună este bună dacă sosește la timp.